Admiratorii Volkswagen se pot bucura de ultimul model de Golf, care vineri a fost lansat la Automitric. Conform spuselor directorului de vânzări Automitric, Marius Corduneanu, Golf 7 este cu 100 de kilograme mai ușoară față de modelul precedent, dar totodată este mult mai spațioasă și mai sigură. Așadar, mașina a crescut atât fizic, dar și tehnologic. La lansare au avut loc diverse evenimente care au constat într-o conferință de presă unde s-a făcut prezentarea noului Golf de către Radu Ianovici, director de comunicare și marketing la Automitric, dar și de către Marius Corduneanu, care ocupă funcția de director vânzări la Automitric Suceava. Bună ziua și bine ați venit la Volkswagen. Numele meu este Radu Ianovici, director de marketing și comunicare în cadrul firmei. Și înainte de a vă dezvolui motivul principal pentru care suntem aici, aș vrea ca să transmit din partea firmei, a conducerii, mulțumiri presei scrise, televiziunilor, știu eu, celor din mediul online care ne-au susținut și ne-au promovat anul acesta, 2012, pentru că suntem pe final de an, și să le transmitem multă sănătate, multe împliniri și să dea Dumnezeu să putem și în 2013 să colaborăm cel puțin la fel de bine ca și până acum. Vedeți, noastră e luna cadourilor, decembrie, și Volkswagen ne-a pregătit și nouă, celor care iubim mașinile, celor care iubim marca Volkswagen, un cadou. Aș spune eu, pentru că e un cadou frumos venit acum în prag de sărbători. Firește, nu pentru toată lumea, ci doar pentru cei care își doresc un asemenea cadou. Însă, dacă ar fi să extrapolez puțin și să mă gândesc la ceea ce vom vorbi în minutele următoare, la ceea ce vă va spune colegul meu, Marius Corduneanu, e, dacă vreți, al șaptelea volum al unui roman de succes, un best-seller, cum se tot folosește termenul acesta la noi, la Volkswagen, și în special la mașina despre care vom vorbi. Este, dacă vreți, o mașină care este mașina de suflet a concernului, este mașina care s-a vândut în peste 29 de milioane de unități. Este mașina care, al cărui design a devenit deja, prin progres și prin ceea ce va arăta el, un model aproape atemporal. Deci nu mai putem spune, chiar este o fotografie în prezentare, o să vedeți, dacă punem cele șapte generații una lângă alta, progresul este vizibil. Cred că v-ați dat seama despre ce vom vorbi. Vom vorbi despre noul Golf. Noul Golf care, prin intermediul Automitric, este astăzi la Suceava și va avea parte de un eveniment de lansare nu foarte pompos, pentru că nu asta ne dorim. Noi ne dorim să venim în sprijinul dumneavoastră și în sprijinul celor care vor să cumpere Volkswagen Golf, cu o prezentare care să scoată în evidență tot ceea ce înseamnă modelul Golf. Deși exteriorul noului Golf nu surprinde în mod particular, este bine de știut că interiorul este într-o clasă superioară față de precedentul. Prin urmare, din punct de vedere tehnologic, acesta este cu totul și cu totul înnoit. Astfel, dispune de un sistem media de ultimă generație. Un alt capitol la Golf 7 este siguranța, care constă într-un sistem de frânare automat atunci când mașina detectează o coliziune. De asemenea, dispune și de un detector de oboseală. Și, nu în ultimul rând, are un consum mai mic și totodată limitează emisia de noxe. A venit timpul ca astăzi să vă prezentăm, măcar succint aici, dumneavoastră să vedeți ulterior live, ca să spun așa, îmbunătățirile care au făcut din Golful 7 o mașină cu totul și cu totul deosebită. În primul rând este platforma de caroserie. Este o generație nouă, este prima din acest tip de platformă, platforma MQB, cum o numim noi, o platformă modulară care se va folosi pe mai toate modelele Volkswagen. Atât din considerentul costurilor, pentru că, cum știți și dumneavoastră, presiunea costurilor devine din ce în ce mai mare într-o piață care este, pe lângă faptul că se află într-o stare continuă de criză, este și din ce în ce mai concurențială. După cum vedeți, această platformă poate fi adaptată mai tuturor modelelor Volkswagen, singurul segment fix fiind distanța între axul punții față și podul pedalier. În rest, această platformă poate fi extinsă
în toate modulele sale, mergând din clasa A1, din care face parte Golful, până în clasa C la Passat, și acest lucru va duce la o reducere de costuri semnificativă, la o reducere semnificativă a greutății, care se va traduce ulterior în costuri de exploatare mai mici, consum și așa mai departe. Sâmbătă, de la ora 11, pe esplanada din fața centrului comercial Julius Mall, toți iubitorii Volkswagen vor putea testa Golf 7, urmând ca duminică, de la ora 10, în fața teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, la kilometrul 0, noul Golf să fie testat și de către doritorii din județul Botoșani.